Doamnelor și domnilor, bună seara și bun venit la un nou dans pe sârmă. Este un dans live, v-ați fi săturat de înregistrări din săptămânile trecute. Eu am redebutat pe viu în studio după cele vreo 3 săptămâni de absențe motivate, încerc să zic și să sper că mă credeți. Am ajuns eu în Delta în sfârșit cu o pauză de un an. În Delta n-aș fi ajuns dacă n-aș fi prezentat festivalul rock de la cetate, pentru că cu onorariul de acolo ca prezentator am putut să-mi cumpăr motorina cu care să ajung în Delta și așa am făcut trecerea direct la emisiunea de astăzi. La Bucovina Rock Castle, acolo unde au fost vreo 20 și ceva de grupuri. Am aici afișul care nici el n-a mai fost valabil din moment ce unii au dispărut de pe afiș. Invitații Lola and the Lovers n-au mai venit pentru că s-au obrăznicit impresarul și atunci organizatorii le-au tăiat-o și bine le-au făcut. Festivalul s-ar putea să devină internațional abia de la anul. Din prima seară un grup s-a mutat în ultima și au mai fost câteva modificări. În orice caz a fost o ediție extrem de reușită și este prima dată după Festivalul Rock când avem prilejul să discutăm despre ce a fost, să discutăm despre ce este și să vedem ce va mai fi. Nu sunt organizatorii, respectiv familia Drăgușanul, ci sunt doi domni rockeri în toată firea, Bogdan și Florin, bine ați venit! Bine v-am găsit. Așa i-am scris eu acolo. Mai mult decât atât, am și un material, îl prindem puțin. Nici nu se putea, vorbind de Bucovina Rock Castle, mai bine decât un disc pe care scrie Bucovina. Cine e Bucovina, domne, că n-am întâlnit numele ăsta pe afiș pe acolo. Ia ziceți tot. Trupa care a lipsit, probabil. Păi de ce a lipsit? Bogdan e plegător. Nu ne-am încadrat stilistic în conceptul general al concertului. Din spusele organizatorilor s-a vrut mai mult să se meargă pe sonorități alternativ. Da. Iar noi eram stilul era prea dur pentru o asemenea manifestare. Am încercat să cântăm, dar am fost politicos amânați pentru ediția altă ediție. Da. Cu siguranță veți fi acolo. Sincer, ne-am dorit pentru că... Pentru că din cei care au fost acolo, ați fost la festival? Într-o singură seară. Care? În prima seară. În prima seară. Cea mai subțirică, după mine. E cine pleca. Deci, din ce a fost anul ăsta, are cine pleca pentru la anul. Ba chiar l-am văzut pe Ion Drăgușanu spunând despre unii, cred că pot să le spun, nu-i traumatizez foarte tare. Asta e un grup care se numea Luni la Teatru, un grup din Iași. Panarama de grup, deci Panarama pot să vă zic, dar au dat o nadă prin promo-ul lor, autopromo-ul trimis pe net, era o piesă rezonabilă, singura rezonabilă din tot ce au cântat, de niște leșinați. Dar leșinați rău, nu așa. Și l-am văzut pe Ion, zice, mă, cum or fi păcălit ăștia? Zice, și pe câtă lume am refuzat, zice, să-i chem pe ăștia? Zice, cum îi cheamă, nu? Da, zice, la ediția viitoare ăștia mai cântă doar Luni și numai la teatru. Zice, pe scena asta, nu-mi cap. Eu personal, stând în Iași de atâtea timp, avem studio de înregistrări, avem sală de repetiții, de repetă, drag de trupe, suntem adânc băgați în scenă, ca să zic așa. Am auzit pentru prima dată acum. De grupul Ieșean Luni la Teatru. Da, ori mai fi, semne sunt foarte mulți la nivelul ăsta. Iartă-mă, Florine, cred că sunt băcăoani. Cred că-s băcăoani, nu ieșeni. De aia celălalt, adică, mă, tot Panarama rămân de oriunde ar veni, da? Da, a mai fost câte o chifluță așa. Mă, pe ansamblu a fost bine și chiar merită venit și zău că vă pun o pilă la Ion pentru la, nu?
absolut senzațională. Deci de sus, de pe platou, când cădea noaptea și se vedea chestia luminată între ziduri, este fascinantă imaginea, e uluitoare. Un festival foarte mare de metal în Praga sau nu știu unde se ține, e vorba de Brutal Assault, la fel, se ține într-o veche garnizoană militară, tot cu niște ziduri foarte groase, foarte înalte și e o atmosferă fantastică. Se poate. Mă bucur că apare cineva cu idee care să pună în valoare genul ăsta de sit. Absolut magnific inspirația. Înțeleg că pe lângă Ion Drăgușanu trebuie acuzat de amplasament și directorul muzeului Emil Ursu. Da. Emil, care a fost seara de seara acolo. Oamenii care au mintea deschisă, mă bucură să văd că există. Da. Iașu duce lipsă. Spune-mi, voi sunteți împrăștiați, înțeleg? Tu predai la... Sunt aici, la Generala 1, la Suceava, deci. În Suceava. Restul... Eu stau de 12 ani în Iași, împreună cu ceilalți membri, care la fel stau și ei în Iași. Deci suntem bipolari. Cum vă adunați, cum vă puneți de acord cu ăstea și cum... Da, compozițiile nu sunt opera unuia singur, dar v-am adus o compoziție, hai să o facem. Nu, că puneți minte și mână de la mână. În principal, eu mă ocup de compoziție, dar eu vin în general cu ideea, cu structură. Tu care n-ai să faci nimic în muzică. Da, cum zicea o profesoară din liceu, da. și lucrăm împreună. Ideea că am ajuns, tocmai datorită separării astea, am ajuns să... Atunci când ne întâlnim, să încercăm să facem lucrurile cât de bine se poate. Tocmai din cauza faptului că nu-l avem pe Bogdan lângă noi, știu, ca să ne dăm telefoane, băi, hai de seară la sală, asta fiind la ora 3, lucrul ăsta e imposibil, deși ar fi de dorit. Însă când ne adunăm, lucrăm intens. Mai nu folosim și internetul pentru compus, ne mai trimitem o temă, mai apar modificări, se discută pe ea. Merge. Asta zic, nu repetați pe internet. Cunosc unii grei care făceau asta. Se numesc Night Losers și Hanno era la București, Barila și Jimmy Laco la Cluj, Gronzo Gheza era la Timișoara și puneau netul și făceau niște repetiții de murea lumea, numai că ieșeau ușor defazate, păi și nu mai avea delay. No, internetul ne folosește în special ca să comunicăm în timp aproape real și datorită faptului că încet, încet ne obișnuim și cu ceea ce înseamnă software de înregistrat, noi ne înregistrăm propriile discuri, putem să vehiculăm idei muzicale și fraze și teme mult mai ușor decât ar fi fără internet. E ok. Greu, dar se poate. Da. Deci tu cum ajungi la ei? Sau, o mică navetă. Cât sunteți cu toții? Că nu mi-este nimic de aici. Cinci. N-am reușit. Deci dacă... Pe disc sunt patru, că basistul de la vremea respectivă l-am trimis acasă, am tras eu bazul. Da? L-a adormise pe drum. Și... De asta am zis, din moment ce eu am și compus liniile alea de bas, eu am ajuns să le și trag. Da. Asta e. Dar momentan suntem cinci, avem un basist nou, tânăr, fost coleg de clasă cu vechiul basist, dar foarte, foarte capabil. E și chitarist, compune, om care are note foarte bune la facultate. Coleg de clasă? Cu fostul basist. Da, acum, mă rog, în anul 2, cred că, la calculatoare, în Iași. Un om foarte capabil, foarte muncitor, foarte creativ și lucrăm extraordinar cu el. Cum ați dat unii de alții? Bogdane, tu unde ești? Păi, când eram student în Iași, m-am întâlnit cu băieții, aveau nevoie de un om, hop, și eu din 2001, în formulă de 4, deci atunci nu cântam cu clape. Mult și da, până în 2007-2008 când ceva în genul ăsta. Da. 2008. Și când am terminat facultatea, automat fuga la Iași, pentru că am optat să rămân aici, mai ales tot din pasiunea asta pentru muzică, pentru un alt proiect pe care îl făceam cu Cristi Rango, trupa Piatra. Și asta m-a ținut cel mai mult aici. Nu, Piatra e funerară deja? Sau? Eu sper că nu. Deocamdată nu prea avem timp pentru așa ceva.
E foarte greu cu timpul. Da, piatra e dată în rock spre rock and roll, rhythm and blues, mai degrabă decât în hard. Da, e mai puțin progresiv, e mai... Da, e, nu e atât de înfipt așa. Da, voi cu Bucovina, unde vă încadrați? În ce fel de metal? Cred că se împlinesc vreo 2 ani de când am zis că nu mai dăm nicio definiție, nu mai punem nicio etichetă. Știi că a fost cel mai greu lucru la festival, deci pe care, cum veneau, îți dai seama, foarte mulți necunoscuți. De, și ca să zic ceva acolo despre fiecare, bă, zic, voi ce cântați? Bă, ce ședințe am văzut și alea, domnule, zice, e un death, zice, progresiv pe fond de reghe, poftim? Adică, chestii de-astea de... Nu, se bat cap în cap. Da, nu, da. Se leagă. Vă zic, da, sunteți original la maxim dacă chiar asta faceți. Noi am trecut printr-o plajă foarte mare de etichetări, de la black metal, la folk metal, la pagan metal, la... Pe... tot soiul de tâmpenii. S-a ajuns la metal dacic din partea unor... Metal dacic? Da, e, da. Daci au fost recunoscuți pentru trupele. Da, deci pe linia melodică a lui Gerula vă scrie. O definiție foarte bună a dat-o unul din redactorii unei televiziuni germane și a spus că noi am cântat o combinație interesantă de heavy metal cu black metal condimentată cu elemente de folk. Da. Deci i-aș zice heavy metal cu ceva folk. Da, foarte interesant, da. Ca și compoziție, ca și... Heavy metal cu happy metal. Da, mă rog. Happy metal n-a zis nimeni până acolo, a zis-o, fi zis cineva acest. Sunt al de Rhapsody of Fire, care da. Sunt vesel și când se strică treaba. E, da, pot să zic că venim de pe strada heavy metal, colț cu folkului. Mhm. Cam așa ar fi. E greu să pun un singur nume. Mi se pare de fapt și destul de complicat în contextul în care muzica actuală, zic, în metal comportă foarte multe influențe. Sunt o droaie de elemente. Deci nu mai poate fi stăpânită nici terminologia, vreau să vă zic. Deci este exclus. E mult mai ușor să spui, să mergi pe termeni generici. Dom'le, aia cântă heavy, aia cântă death metal. Da. A, că aia cântă death metal egiptean, nu știu. Ai, ce. Da. E subtitlu. Da. Dar... Așa, aș zice, da, heavy metal, mă, cred că sunt pe nimeni. Marea majoritate a fost alternativă. Aici alternativul la fel, se duce de unde vrei până unde poți, știi, adică... Da, e... Nicio... aveți așadar câți ani de activitate? Anul ăsta am împlinit 10 ani. Anul trecut. Anul... Da, anul ăsta 11, da. Anul 11. O căruță de vreme. 11 ani, vreo 2 ani jumătate a fost pauză, și... cât timp a fost Bogdan plecat. Unde a fost Bogdan plecat? Mai plecat prin Spania, prin... Și din Iași. Da. Mai între timp ne făcusem un proiect. Ce ai de la pe plajă, la popor, sau căpșună, sau ce? Adică... Nu. Tavane false, mai spărgeam un perete, mai puneam un gips. Rock, ce mai... Da! Heavy rock, ce să mai... Da. Da, sunt 10 am încercat să fac restaurare, că asta terminasem, dar o restaurare așa, a unor monumente mai recente. Na, nu prea am fost, să zic eu, atras de șantierul de restaurare, de ideea de a sta departe de om, de societate, eventual să dorm într-o chilie și să lucrez numai la picturi bisericești. Aș fi vrut să restaurez altceva. La noi șantierele sunt axate în speță pe monumente religioase și se lucrează în condiții foarte grele. Și specializarea ta e în direcția asta? Adică pe specializare, da, pictura, restaurare, pictură murală. Murală. Da. Da. Cel puțin pe vremea când am terminat eu în 2003, se lucra în condiții foarte, foarte, cu accidente, chiar un profesor de-a meu și-a rupt coloana într-o cădere din cauza unor lucruri făcute de mântuială și empiric. În Spania am văzut cum arată un șantier de restaurare cu lift, platformă, 10 metri pătrați, mobil, tot. Dar e altă treabă. Aici stricai sănătatea și nici nu mai aveam timp pentru muzică. Și de asta, 2 ani de zile am încercat, am cochetat cu ideea asta, dar nu am putut să rezist. De bani e greu de discutat. De bani... De... Răbdare multă și
inclusiv în Spania, adică în Spania se plătea mai bine sau? Da, se plătea mai bine, dar n-am ajuns eu să ajung să. Dar nu-ți făceai meseria, era altceva, da. Da. Nu, nu se uita nimeni la tine. Da, ca să faci ce faceți voi, da, și ce fac toți ăștia care fac muzică serioasă, da, muzică adevărată, banul abia la urmă începe să intre în calcul, așa, deci da, trăim din pasiunea, de fapt, asta prima, pentru muzică. Prima și ultima chestie, că da, în momentul în care vrei să faci muzică, să te ții de fapt de muzică, te trebuie să începi că... cu bani, da, pentru că trebuie să ai bani să-ți cumperi echipament, dacă nu ai echipament nu sună, punct. Deci, bă, mi-aduc aminte de povestirile din liceu, toată lumea spunea, băi, că de ce nu e bună chitara asta, că dacă o dai cu tăia care e foarte meseriașă, o face să sune. O face să sune cât poate chitara, prost. Ai instrumente proaste, o să sun prost. Ai instrumente bune, ai o șansă mai mare să se vadă dacă ești talentat. Dar cu instrumente proaste nu se face treaba. Deci oricât de bun ai fi muzician, instrumentist, nu știu ce, cu o sculă proastă, nu iese prost clar. Știi care e fain? Luăm și punem o întrebare. Câți din ăștia meseriași au fost văzuți cântând pe rahaturi? Nu? Mă, dacă e așa de simplu, nu mai contează cât de prost e instrumentul, contează să fie la... Torine, la ei nu s-au inventat rahaturi, deci... Da. Asta eu tocmai de asta zic că e background-ul, că... diferența, da, de background între ce, da, s-a întâmplat și ce se întâmplă în România și ce se întâmplă în țările, da, care au istorie în metal. Eu am rămas marcat din tot ce am văzut, mi-am făcut alaltă rolistă așa pentru mine, de ce concerte am văzut. Am început cu alea din anii 70, 80, când au mai scăpat câte o chestie. Jose Feliciano a fost o dumnezeire, am văzut-o pe Suzy 4 la București, am văzut Blood, Sweat and Tears, un concert care a durat 10 minute, după aia ne-a luat poliția, ne-a băgat în dube pe toți, când pe patinoarul Floreasca, așa vrut. Și trecând la epoci mai noi, după ce am văzut Emerson, American, Palmer, așa mai stârnit cu asta, cu scule proaste și scule bune. Emerson, American, Palmer, eu am văzut la Royal Albert Hall, unde boxele, care erau toate Marshall, Marshall clasic pe lămpi, dar de nu știu câte, nu știu de ce putere erau fiecare. Sigur e că erau montate pe macarale, montate în interiorul lui Royal Albert Hall. Și pe macaralele alea, pe piciorul de macara, era făcut tot edificiul, da, care pleca așa până... Deci ăla care făcea sound checking-ul, să suia pur și simplu de pe boxă pe alta. Era asigurat că ei nu, da, se joacă deci cu astea. Tehnică, da, și tehnologie, da, și la s-a întâmplat că recepționerul de la hotelul BBC-ului unde stăteam noi era, fusese cândva în echipa de sunet în anii... Deci ăsta era concertul de revenire după 20 de ani al lui Emerson, o dumnezeire, cu prințul Charles în aia, cu, nu vreau să vă zic cum am procurat bilet, asta e o poveste, durează 5 emisiuni, dar cum procur un bilet în august pentru concertul din octombrie, bilete epuizate în Londra din aprilie, și tu vin în România. Mă, am reușit, deci mi-am luat bilet, dar cu presia, băi, eu asta, dar am trăit ca să ajung la asta, da. Și am găsit pe unul pe cine să mă crede să-mi dea. Și la urmă îl întreb pe ăsta, pe Jeff, la recepție, 2-3 zile după concert, mă, zic, ai fost pe ce? Cum? Am fost acolo, în boxa. Noi eram la guests, între invitați, între nu știu ce. Și zici mie ce putere era acolo. Pale, domnule, erau doi munți de boxe cât e aia. Zice, 3.200.000. Bă, 3 milioane de vați. Că ai exagerat. Bă, eu cred că n-ai exagerat. Că folosea o mime din 3 milioanele. Bă, ce acurat, deci, ce sune Dumnezeule. A, că fi avut cum... instalație, da, protest de mare, da. Da. Senzațional. Știi, perfecțiunea are câteva etape, cred că asta e una din ele. Fără tehnologie nu, da, se poate. Punct. Da, deci era anul 92. Discuția încă, da, mai, se mai poartă în România. În afară lucrurile sunt foarte clare. Mai băieți, aveți așa, chitara aia nu e bună. Cântă cu asta, că altfel n-ai ce căuta pe scenă. Că asta, da, e. Lance Lopez, un mare chitarist, o enormitate, care nu știu cum a ajuns la Fălticene cu 3 ani, dar deci printr-o conjunctură total, da, nebună. Iuraia Hip la Berlant. Este... Da, Iuraia Hip la Berlant. Unde n-am ajuns, deci turbez în lista mea, nu Iuraia Hip. Sper să ajung la Brian Ferry duminică, revin 10 years after la București, pentru că am ratat în februarie. La... Când vin și la... Tot acum în... Da, 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 în, da, 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 da. Extraordinar, deci mă duc să-i văd la București. Și dacă știam de aici, nu mai făceam efortul ăsta nebun de cu București, de ce nu mi-ați zis până acum? Da.
ce mai vreau să vă zic? Că am văzut N concerte, am văzut vreo 40 de nume grele. Numai România a sunat prost. Numai România, două concerte au fost maltratate, Def Leppard plus Whitesnake și asta în 2008 și anul trecut Aerosmith. La Aerosmith am avut și explicații. Eram cu sucevenii care au făcut radio unii plus cu Danny Klinger și Florin Ciobâcă și care fac sunet, fac un soi de supervizare de sound pentru evenimente. Și la urmă zic, bă, ce s-a întâmplat? Bă, zice, o panoramă. Zice, pe ăștia i-a contractat Avram, ăla, managerul de Jackson, da. Zice, și partenerul lui Avram din România este fosta lui amantă cu care s-a certat. Și aia știa ce-i de făcut și a adus-o pe una nouă. Asta nouă, săraca fiind la început, ea vrea să facă bani. Ca atare, zice, a luat jumate din echipamentul de sunet care e standardizat, zice, că e o firmă din Elveția, care are pe listă pe oameni. Zice, cine vine ăsta? Zice, ăsta are, uite, asta îi trebuie, da. Luați-o de aici. Da. E, asta a luat jumate din ce, da? Sau un fâț, mă, Aerosmith să sune a, deci, a la nivelul ăsta, la nivelul ăsta, adică, numai în România cred că se poate ca o trupă, da, de genul ăsta să nu să sune altfel decât foarte bine. Da. Pa, da. Asta e. Voi sunați foarte bine aici. Cu bani. Cu bani, da. Și ajung la asta. De ce sună atât de bine? Sună pentru că una din cele mai importante etape până să ajungă discul în cutia lui, adică partea de mixaj și masterizare, am făcut-o unde trebuie. Adică am dat cezarului ce al cezarului, am mers la unul dintre cei mai buni oameni din industrie și cei mai scumpi. E vorba de Dan Suono, un suedez care produce muzică, deci la nivel de mix, master, înregistrări și chestii de genul ăsta de vreo 30 de ani, care a lansat o sumedenie din trupele mari de metal de acum și prin Dora Tomei l-am cunoscut și am spus, băi, putem lucra? Da. Ce trebuie să facem? Da, te așteptai să zic că nu? Că nu cred, sincer, că... Sincer, da. Da. Pentru că omul ăla lucrează cu trupe care încă nu au venit în România. În sensul ăsta. Da. Și e un nume foarte, foarte greu în industrie. Și mă așteptam să spună, băi, cine sunteți? Păi, Bucovina din Iași. Bucovina din Bucovina, de lângă Bucovina. Cu cine aveți contract? Păi, cu noi. Cu domnul Telegaru de la clădirea, că așa o cheamă pe administratorul clădirii în care avem sala. Și să ne spună, băi, îmi pare rău, n-am timp de voi. Pentru că am de lucrat la proiecte foarte mari. Însă omul a fost foarte receptiv, am comunicat extraordinar de bine cu Dan Suono și i-am spus, n-am mai înregistrat niciodată profi. Ce trebuie să facem? Păi vă trebuie asta, 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 asta și asta. Și, na, succes și răbdare. Și ne-am apucat de învățat software, ne-am apucat de învățat tehnică și tehnologie, ne-am apucat de citit, am învățat să nu mai sărim cu barda unul la altul când nu e așa ceva, că sărea, da. E o mișcare clasică. Înregistrarea, da, decurgea ceva de genul nu. Nu așa, andu și tot așa. Și am înregistrat pe cât de bine s-a putut, după care am trimis materialul la Stanla. Și omul și-a făcut treaba. E 50 de euro minutul de produs fix. Deci e scumpel. Câte minute aveți? Că e scurt. De-aia e așa scurt? Da. Da, voi ați trimis de fapt 40 de piese, dar la urmă când am zis ăla, făcut stata minute, deci, zice, 5 sunt prea multe. Banul e o componentă, da, foarte serioasă. Este. Și ne-a spus, că am zis, băi, care ar fi o metodă să mai scurtăm din chinul financiar? Și mi-a zis, băi, eu pot să-ți fac și master, numai că masteringul e ca un lac pe care îl dai peste mobilă. Dacă mobila e prost finisată, lacul ăla nu se schimbe. Uh-huh. O să facă să lucească suprafața aia proastă. Dacă mixezi la mine, eu îți promit sunet ca afară. Aia e dovada. Dăm o probă că, uite, de lui să dincolo e tare agitat. Mi-a zis că din 6 materiale mai intră numai 5 și le băgăm pe toate, adică asta era ideea. Cum ați stabilit până la urmă ce a rămas? Păi să dăm, de exemplu, primul de la Vacan, e, nu? Da. Punem prima piesă sub Piatra Doamnei, aia de la Vacan. Okay. Nu e pe discul ăsta, nu e pe discul ăsta, asta mă uit, că nu, e următorul unde-i, vine. Am început acum 3 zile să înregistrăm. Luis, bagă!
Unde a fost asta, ziceți? La? Wacken. Wacken, în Germania. Wacken Open Air, cel mai mare festival de metal din lume. Cum v-au primit? Cum s-a văzut? Am muncit. Da, a fost bine. În timp ce cântam, noi au cântat și Halloween, care, na, e concertul full cu Halloween pe internet. Cred că au avut și vreo 65 de mii de oameni în față. Voi cât ați avut? 2-3 mii? Nu au fost, sub 2 mii. Dar lucru foarte, foarte plăcut era că atunci când ieșeam, se cânta într-un cort imens, scena noastră, a patra camărime, era într-un cort și când am început să cântăm, era lume care se ducea deja spre să mai prindă ceva din Halloween. Și au stat așa, stai ulea, hai înapoi. Hai că-i treabă, hai că-i treabă. Cine sunt ăștia? Și e fain, bă, lumea diferă foarte mult în Germania față de ce în România. Cântați în românește, da? Cam aveți da. Pentru evenimente din astea și în engleză piese de ale voastre? Nu, deocamdată nu. Dar, sincer să fim, o să cochetăm cu ideea asta. Nu neapărat pe rațiuni, să zic așa, comerciale. Dar uneori este necesar ca și publicul din altă țară să perceapă puțin limbajul vocalistului, să audă măcar ceva, un refren. Rețetă pe care o mai... Sunt o droaie de trupe care da, folosesc. Și nimeni nu e tracasat pe chestia asta. Da. În principal, sunt o droaie de trupe din Finlanda, de exemplu, care au trei sferturi de album în engleză, au și câteva piese foarte bune în finlandeză sau inserții de limbă pe lor. Lumea e foarte veselă. Una din discuțiile pe care le-am avut cu Nicu Covaci după reîntoarcerea Phoenix-ului, l-am întrebat de ce n-a încercat niciodată, pentru că Phoenix erau originali, deci muzica lor, sound-ul era bun, da, era deosebit, era... avea, cum să spun, traseul lui avea grupul, se distingeau din, nici nu erau multe, deci erau clar numele mari, dar Phoenix ca calitatea produsului muzical se puteau încadra acolo, poate nu în linia întâi, nu la nivel Purple Sabbath ăștia, dar imediat după, unde era loc slavă Domnului. N-a vrut să recunoască niciodată handicapul limbii și a zis, nu bă, dacă... Are el o încercare pe... Da, a făcut o chestie... Da. Pe Baba Novak, să nu mai țin exact. O singură piesă. Da. Da. Cred că ajută, după mine. Dacă... Mai e o chestie pe care am scos-o în față la discuții de fiecare dată când s-a pus problema asta. Depinde foarte mult ce vrei să faci. Cui vrei să te adresezi? Mă uit la o draie de trupe din România. Eu, din punctul meu de vedere, adică nu e vorba de lipsă de respect, iau pe Iris, da? Iris sunt dita mai trupa în România. Cântă pe draie de bani, holograf, la fel, compact. Iei și duci în Germania. Deci nu există nici... Pentru cine are urechi de auzit sau deci, aud, dacă vrei să devii șef în țara ta, să fii un semizeu local, e foarte ok. Nu știu dacă te-ai prins, Florin, în țara asta, care a vrut și care n-a vrut să ajungă șef, tot șef s-a trezit peste noapte. Deci o țară unde, cred că una din cele mai ușoare, unul din cele mai ușoare joburi este la de șef. Noi ne adresăm... În muzică e mai ușor decât oriunde să ajungi șef. În asta ați văzut-o maimuța aia de ce răge te a emis, cum să-i dai mă maimuții să cânte la inaugurarea stadionului We Are The Champions, una Ina, dacă nu vă supără, dar dacă întreb presa românească, ți-o prezintă drept bomba muzicală a mileniului. Celebru interviu cu Ina. Ăla de pe net, ăla în engleză, da, penal. Nu, deci, că nu e engleză, deci, nu. Păi nu, da, aia, ce, deci, ea e penală toată, engleza e penală, muzica, ea este afoancă, deci este afoancă, de n-are voce, n-are ureche, n-are nimic, dar e super star. Deci ăsta e nivelul. Bă, dar e șefă pe care bă, zice Ina. Da, mă rog, în muzica de tip comercial, să zicem că e mai simplu. Dacă nu vine vorba de rock și de metal, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Noi vrem să mergem și în afară. E clar. Deci nu mă ascund, nu am nicio orice de potrivă, mă mândresc cu lucrul ăsta. Să mergi acolo unde e muzica. Pentru că am avut oameni la Wacken, oameni cu care m-am întâlnit după festival, deci acolo sunt 85.000 de oameni adunați la un loc. În marea aia de oameni, când m-a oprit cineva ciocan de beat și mi-a spus, hey, I know you, you played last night from Romania. Wacken nu avea loc de inima mea, da, ca să zic așa. Da, da. Deci chestia asta contează. Sigur. Am discutat cu oameni veniți din Africa de Sud.
ai văzut, Bogdane, ce vrea omul ăla acolo, da. Zic da. Africa, deci să zicem după. După vac în 03. Hai și cu Bucovina vac în 03. Luna.
place lui nemțile. Place lui nemțile. E muzica care e făcută din inimă. Eu zic că... Dar nu există altfel de muzică. Deci nu există. În sensul că... Deci asta când aud chestii muzică... Zic de muzică live, făcută, hai să cântăm ca nu știu care. Decât live, mă, astea de studio sunt chestii elaborate, deci ai dat aia de studio. Trei sferturi din trupele din concursul în care am participat au cântat în linii mari exact aceeași chestie. O chestie foarte în trend. Combinație de hardcore cu new metal, cu trash, cu chestii de genul ăsta, cu sound-ul ăla un pic suedez, scena Göteborg. Asta e. Deci există și muzică, păi, hai să facem o trupă, să sune așa. No, ok, nu zic că aia nu-i muzică din inimă, dar când vezi, din 30 de trupe, vezi că 13 sună la fel, încep să spui întrebări. Da. Dar asta zic, muzica făcută sincer își găsește, zic eu, oameni care să o ascult. Da, asta mă mulțumește, din punctul ăsta de vedere. Ce urmează? Păi, cum zicea și Florina, cu 3 zile am început înregistrarea noului EP, pentru că am ajuns la concluzia că tot așa pași mai micuți din punct de vedere financiar, ca să iasă treaba. Asta e tot EP, da? Da, un EP. Extended Play for the Connoisseur. Unde se găsește? Cine îl cumpără, de unde? Păi îl cumpără cine îl vrea și se găsește la retailerii de muzică, însemnând Bessel Records la Timișoara și Let's Rock.ro din București, la Titus Constantinescu, mă rog, da. Adi Mihailov în Timișoara și Titus Constantinescu se în București. Pe net, se da. Poate comanda pe net, cineva ne poate da nouă un mail să spună, domnule, vreau și care eu un CD. Care e mailul vostru? bucovina.booking@gmail.com. Ne găsește lumea pe Facebook, avem o prezență web bună, da. Care se va și în bună. Nu mă îndoiesc că am văzut că ai de gât atârnățelul ăla. Zi, Bogdane, că vorbeai de proiecte. Păi, noul album, noul EP, va continua puțin linia melodică de pe duh și sperăm noi, noi am fi vrut până în noiembrie, dar cred că o să ne întindem noi mai mult. De și bine. Probabil să vedem și ce timp are Dance One, pentru că tot vom colabora cu el la acest material. Iar prin februarie intenționăm să facem un turneu național de promovare și să încercăm să ajungem și pe locații unde nu prea am ajuns prin țară. Ideea e că eu sunt destul de optimist în ceea ce privește discul. Am învățat să utilizăm tehnica mai bine decât anul trecut, deci o să salvăm o draie de timp de la asta, cu mai puțin undo, pentru că foarte mult mai mult undo decât undo. Da, a fost mult timp anul trecut, l-am pierdut experimentând ce face butonul ăsta, a, nu așa, mai e tupă o dată, dar asta e ideea, am stat și am tot făcut calcule. Un disc, mă pot spune fără rușine, deci dacă ar fi să scoatem un disc de o oră, ne-ar costa cam 4.000 de euro. Bani pe care noi avem și pe care nu o să-i scoatem. Pentru că asta e România. Asta, da. Ei, da. Pe lângă chestia asta, am zis că e mai bine și asta a fost un sfat foarte bun pe care ne-a dat Dora Tome la Cogaionon. Ne-a zis, băi, scoateți EP-uri bune, calitativ ca muzică, produse foarte bine, care se adună la CV, ca să zic așa. Doamne, altfel te uiți la o trupă care a scos un album și alta e când te uiți la o trupă care a scos un album și trei CV, EP-uri care sună foarte bine. Și care între timp au dat o droaie de concerte, i-a văzut lumea. Da, la anul încercăm... Afară mai aveți ieșiri? Încercăm la anul... Trebuia să cântăm cu Menhir în Slovacia, dar se pare că s-a cam stricat treaba acolo. Nici la ei lumea nu prea cumpără bilete în avans. Și ne-a sunat promotorul pe 24. Trebuia să cântăm acum în Slovacia. Pentru la anul încercăm să cântăm la Metal Camp, care e un festival foarte, foarte fain în Slovenia. Și Metal Fest în Ungaria, Artmania. Sibiu. La Sibiu. Să profităm din plin de intrarea asta cu vacă în open air în Sibiu. Da, 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 pentru da, că da, să o spunem, adică, că multă lume putea zice că ne laudăm, da, pot să zic că e laudă. Pentru că nu, oricine, nu oricine ajunge să cânte la cel mai mare festival în lume. Corect. Asta e. Ne-am bătut parte în parte cu restul trupelor din România, am fost votați cei mai buni, am mers, n-am ieșit pe ultimul loc, am intrat în puncte, la vacă nimeni nu spunea ieși pe locul 3, da. E winner takes all și după aia. Dar am discutat cu arbitrii care ne-au spus că cea mai bună prestație a unor trupe românești la vacă. Deci, e loc.
Eu vă mulțumesc din suflet că v-ați rupt ora asta din viață. Cea mai mare plăcere. Mare plăcere. Să dea Domnul să vă meargă din plin, să ne vedem aici cu discul 2 în mână, da? E promisiune care se va onora, nu mă îndoiesc, da? Lucrăm deja la ea. Da. Doamne ajută să vă iasă toate, să vă iasă și mai mult decât vedeți acum în perspectivă. Mai ascultăm o piesă, am înțeles. Eu îmi iau la revedere de la telespectatori până marțea viitoare. Nu ne mai vedem decât mâine la educația care este. Dansul pe sârmă a sfârșit aici. Mulțumesc încă o dată lui Bogdan și lui Florin de la Bucovina, viitori participanți la festivalul de la anul Bucovina Rock Castle. Și dumneavoastră nu uitați că țara noastră e prima pe județ. La revedere! We'll be right back.
bine veste, cărici, de creburi de lume.